Bună seara, doamnelor și domnilor! Astă seară vom vorbi pe o temă extrem de serioasă. Am intitulat-o despre umor. Va fi vorba și despre râs și despre comic. Mă rog, una peste alta, noi considerăm că tema asta a râsului și a umorului e una dintre cele mai serioase teme ale omenirii. Andrei, și-au bătut capul cu problema râsului, a comicului, generații întregi de gânditori. Povestea asta are o istorie, oricând s-au făcut istorie ale râsului. Am spus că este o temă gravă, că e o temă serioasă. Asta înseamnă că ea ocupă un loc notabil în economia vieții. Și de asta ne-am hotărât într-un fel să încheiem cu ea. Sigur, e o bună încheiere, dacă nu ne facem de râs. Riscul este, într-adevăr, să fim plicticoși, da. Adică să o abordăm sau să fim comici fără să vrem. Exact. Acum, tu spui, multă lume s-a străduit să dea de capul acestei probleme și n-au reușit, nu o să reușim noi acum. Dar acum te întreb, de care probleme s-au ocupat mulți și au dat de capăt până la urmă? Că dacă ne gândim bine, e de râs această situație. Un efort mare să dăm de capăt și dăm așa de mici... Păi în probleme omenești mai greu. Când oamenii de știință s-au descurcat mai bine. Dar noi nu suntem oameni de știință și tot batem câmpii în marginea unor lucruri pe care de vreo 2500 de ani, cel puțin europenii le tot discută, dar nu numai ei. Hai să facem... Am o idee. Ia să vedem. Am venit cu o carte. Tu ai venit, venit cu o carte. Nu, n-ai și o carte a ta? Nu, am o hârtie. Uite. Pentru că ne-am propus să intrăm în tema umorului, revendicându-ne capacitatea de a avea umor, în măsura în care fiecare am găsit într-una din cărțile noastre o scenă care ni s-a părut nouă că e plină de umor. Și fiecare are o caracteristică, adică ambele pagini pe care le vom citi au o caracteristică. Eu vorbesc despre tine. În pagina mea, tu ești obiectul umorului, iar tu vorbești despre mine. Eu sunt în pagina ta obiectul umorului tău. Am să te rog să începi tu și înainte de a citi pagina plină de umor pe care ai produs-o în urmă câțiva ani, dacă mi-amintesc, am să spun că am certificate pentru umorul ei. Ea a fost înregistrată pe un audiobook. Așa? Și am cunoscut persoane care au susținut că ieșeau duminica cu mașina, puneau audiobook-ul în mașină și făceau un tur între piața Universității și Parcul Herăstrău, ascultând povestea din care te-am rugat să citești un fragment. Și râdeau în hohote, pe care plecau fericiți acasă. Hai să vedem dacă stârnești râsul. Am avut și eu ecouri bune la această pagină, încât la un moment dat m-a apucat teama că, la urmă, oamenii cam asta o să rămână după mine. Bucățica asta de poveste umoristică despre tine. Adică tot tu o să rămâi, până la urmă, cu o călcătură mai grea în istoria asta. Eu am speranța că voi rămâne și eu cu pagina despre tine. Să vedem. Să-i dăm drumul. În orice caz, asta o facem ca să arătăm că suntem capabili să râdem unul de altul. Nu, și poate că e o intrare către problema umorului. Sigur. Hai să vedem, dacă ne lămurim pornind de la exemplele astea, cam ce e umorul. Eu am povestit într-un text ce pățani am avut eu și cu câțiva prieteni în Japonia, când am fost în călătorie în Japonia. Și sunt la o masă acolo care se produce în condiții neobișnuite pentru europenii din Est și pentru europeni în general. Mi-am adus aminte de o pățanie pe care, de fapt, tu mi-ai povestit-o. Tu ești personajul, dar și autorul, într-un fel, al acestei întâmplări. Invitat la masă de un profesor din Kyoto, specialist în zen, Gabriel Liceanu a înțeles repede că are de trecut o probă grea. Trebuia să stea cu minte, cu picioarele sub el și să mănânce din boluri misterioase oferite de o oficiantă care aluneca între comeseni pe genunchi. După scurt timp, filozoful român, de tine e vorba,
A simțit că pierde controlul membrelor sale inferioare. Amorțite, străbătute de mii de ace, ele îi confiscau întreaga atenție și așa hărțuită de insolitul bucatelor și de discursul sibilinic al interlocutorului. Gustu Valach percepe anumite supe extrem-orientale drept un extract de cârpe și se obișnuiește greu cu ideea că fasolea bătută se poate freca cu zahăr pentru a deveni desert. Trebuia firește făcut ceva, trebuia schimbată poziția, păstrând totuși aceea stilistică de vreme ce a cere un scaun era exclus. Gabriel s-a hotărât prin urmare să-și adune picioarele în așa fel încât să-și poată sprijini șezutul pe călcâie. După chinuitorul Lotus dinainte, noua postură părea mântuirea însăși, dar numai pentru câteva minute. Călcâiele nu sunt nici ele antrenate să suporte întreaga pagodă a corpului. În plus, o apăsare disproporționată supra-solicita în această poziție degetele îndoite ale picioarelor. Sufocat de durere și de sudori barbare, prietenul meu a adoptat într-o încercare disperată de a ieși la liman o nouă atitudine de o riscantă radicalitate. S-a așezat pur și simplu în genunchi, cu trunchiul drept, dominând, fără autoritate, făpturile gracile ale celorlalți, pentru care lotusul nu părea să creeze dificultăți. Scena avea probabil în ochii celor de față ceva patetic. Liceanul trebuie să fie arătat ca un țăran de octav băncilă, exploatat, obidit, flămând, căzut în genunchi după o răscoală ratată. Dar cât poți rezista în genunchi dacă n-ai practica zilnică a penitenții? Mai rămăsese o singură variantă, neortodoxă, greu integrabilă tabietului nipon, dar parcă mai confortabilă. Poziția Lorelai. Te lași binișor pe o parte, sprijinit într-un cot, ca fecioara pe pajiște. Japonezii au contemplat cu discreție tot acest program gimnastic, la capătul căruia victima a ieșit din joc lichidată. Și cotul amorțește. Un scaun, un regat pentru un scaun, striga mut fiecare mădular al filozofului. Nu există altă soluție decât abandonul. Vai ce grădină frumoasă aveți, a gemut Gabriel, iluminat, și ridicându-se, a pornit tamnesam să o viziteze, lăsându-și anfitrionii cu lingura la gură între două îmbucături. Asta e povestea mea cu tine în Japonia. Începem cu răutățile sau citesc și eu? Vrei să citești și tu ca să am și eu material. Vedem care este... Am câteva rectificări diferența după ce citesc de făcut la textul tău și câteva răutăți. Dar să îți... Am să-ți fac și eu unele aroganțe, pentru că asta e emisiunea. Știi că a face aroganțe, trebuie să-l dăm în ghilimele ca să înțeleagă... E un citat, evident. Că e un citat. Da, evident. Poate pătrunde după ziceau, povestea asta, pătrunde da, chestia cu a face aroganțe. Da. La mine scena începe, care te privește. Gândul meu alunecă, sunt într-un avion și pe ecranul televizorului din avion rulează gaguri din emisiunea Just for Laughs. Da. Urmăresc câteva minute pe monitorul din avion emisiunea de gaguri Just for Laughs. Interesant e că toți cei care cad în cursa gagului, unele sunt destul de dure, se amuză la sfârșit împreună cu cei care le-au pus la cale. Ceea ce nu se întâmplă și cu amicul meu Andrei. Da. Îmi amintesc de ultimul banc pe care l-am făcut și care l-a scos literalmente din sărite. Trebuia să plecăm amândoi pentru o zi la Muntele Athos cu echipa televiziunii. Ne-am hotărât să mergem cu mașina și a doua zi dimineață, la ora stabilită, vine să ne ia Mihai Tatulici. Întâi pe el, apoi pe mine. Locuiesc într-o intrare la parter și în timp ce îi aștept, sacul de mână e pregătit lângă ușă, ies pe terasa închisă să mă uit de-a lungul alei. Ochii-mi cad pe valiza mare de voiaj, depozitată cu minte într-un colț al terasei. Tocmai în acel moment văd și mașina apropiindu-se. Cei doi coboară în mașină. Deschid geamul, le fac semn și îi rog să se apropie de balcon.
Andrei, dragule, îi spun, cu un ton rugător și puțin jenat, fii drăguț și ia-mi tu valiza ca să nu mai car pe scări. Ți-o dau peste balcon. Ridic valiza, mimând o pimteala, și o trec cu greu prin geamul deschis peste balustradă. Andrei se repede să mă ajute, apucând să arunce un ce dracu ți-ai luat cu tine, doar stăm o singură zi. Haine, răspund eu, știi că sunt cochet, diverse aparate și alte chestii. Ești gata? Poți să-i dau drumul? Hai că nu mai pot să o țin. Tatulici privește gura căscată și îngaimă și el, dar ce v-ați luat acolo? Răstimp în care Andrei, cu picioarele bine înfipte în pământ, mai apucă să arunce către tatulici. E nebun, am uitat să vă spun. După care, deja congestionat de efortul pe care se pregătește să-l facă, strigă. Gata! Și prinde între brațele întinse deasupra capului, valiza goală. Tatulici sare și el să-l ajute, sunt acum amândoi cu valiza goală în brațe, se uită o clipă unul la altul, apoi la mine, care sunt pe punctul să leșin de râs, a plecat peste balustradă. Andrei fierbe. Ce banc tâmpit! Am uitat să vă mai spun, domnule tatulici, și că Gabriel face bancuri de care râde singur. Apoi, o bună parte din timpul călătorii, îi povestește lui tatulici toate bancurile tâmpite pe care le-am făcut de-a lungul vieții. Îl corectez din când în când, ne certăm uneori pe câte un detaliu și trecem granița de la Giurgiu râzând cu lacrimi. Dom'le, tipic, tipic. Te rog să încep tu cu obiecțiile tale, că în felul ăsta începem să vorbim despre tipuri de umor. Exact. Da. Nu, întâi încep cu mici corecturi, oarecum în prelungirea umorului pe care sperăm că-l avem. Deci prima corectură pe care aș face-o ca un critic literar distant, deci nu mă dezimplic de fapt că sunt acolo, da. Poziția Lorelai, drag Andrei, nu este poziția într-un cot, ci poziția în sprijinit în mână și cu dificultatea finală pe încheietura umărului. Deci poziția în care, într-adevăr, m-am așezat era Lorelai, dar nu în cot. Pentru că dacă eram în cot, cred că arătam, într-adevăr, ca un, fie ca un cioban care stă pe pajiște. Deci eu nu m-am așezat acolo ca o odaliscă. Eu am văzut-o pe Lorelai și stând în cot. Nu, Lorelai stă pe o stâncă și sprijinită în mână, în podul palmei. Cam aici. Cam asta cred că ar fi. Da. În rest, bineînțeles că am râs și eu ca toată lumea de felul în care m-ai pus în scenă. N-am nimic de zis, nu mi-a plăcut chestia cu cu țăranul Băncilă. Da. Chestia da, aia nu-mi convine. Dacă, dar una peste alta, asta, are haz. Asta cu nu-mi convine mă face să amintesc repede o întâmplare între Petre Țuțea și Emil Cioran. Erau amândoi la Berlin, tineri, și au stat o noapte întreagă de vorbă. Și la sfârșit, spre dimineață, ziua, da. Petre Țuțea a plecat. Și la, în ușă, Cioran i-a spus, Petrache, ești formidabil, ești un amestec de Dumnezeu și Don Quixote. Țuțea a plecat destul de mulțumit, dar după puțin timp s-a întors și a spus, Emilică, chestia asta cu Don Quixote nu prea-mi convine. Nici mie nu-mi convine chestia asta cu Băncila. Okay. Așa. Da. Da, mă, dar recunoaște că măcar eu fac acolo o descriere. Așa. O descriere aproape neutră. Povestesc ce s-a întâmplat, ba chiar dacă ești atent, simți chiar o componentă de compasiune. Pentru că și eu am trecut printr-o experiență de asta. Deci vreau pur și simplu să arăt ce greu ne-a fost nouă și ce greu este un european să intre în ritualul japonez. Am povestit ceva despre Teodor Enescu, pe vremea aia director al Muzeului Național, care avea probleme cu oasele, era un om mai în vârstă. Și care a trebuit și el să stea. A trebuit să stea într-o ceremonie a ceaiului cu picioarele în lotus și n-am putut să-l mai deznodăm. L-am luat și l-am dus în lotus ca un Buddha trist, direct în mașină. Și mi se pare că au venit doi angajați ai restaurantului și au tras picioarele ca să se desfacă. Adaosul tău filologic. E fals. Așa. Păcând, da. La tine, așa. Păcând la tine, nu este o descriere amicală, ci este o intenție de deriziune, este o poftă de a juca renghiuri. Care e foarte oltenească după concepția mea. Un olten se distrează dacă
poate să îl fraierească pe ălalt, să-l aducă într-o stare de furie, cu o expresie tipică, să-l îmbolnăvească. Așa. Atunci are haz viața, când poți să-l îmbolnăvești pe ălalt. Chestia asta poate să fie la primul nivel benignă, într-o variantă oarecare, dar poate să fie criminală, dom'le. Poți să scoți omul, poți să-i faci infarct omului. Asta cu valiza nu era de infarct. Bă, întâi, faptul că vrei să-mi dai o valiză plină, eu fiind un celebru cardiac, arată că pofta ta de renghiuri e mai mare decât chiar dorința că eu să supraviețuiesc. Nu, pentru că valiza era goală. Nu, am o replică zdrobitoare. Te rog. Vrei să mă îmbolnăvești. Uite cum stau lucrurile. Povestea pe care am spus-o, da, și în care tu apar ca unul care nu suportă să devină obiect comic, ne trimite deja către distinția între care sunt limitele umorului cuiva. Da. Ori, mie îmi convine ce am citit, pentru că tu ești vestit ca o persoană cu un umor enorm. Ori eu susțin că umorul tău are o limită extrem de precisă. Da, dacă îmi pui o piedică și cad în gură, nu mai am niciun umor. Trecem la teorie. A, pardon. Scena cu pricina este comică. Evident, umor nu poți să ai decât în prezența unui obiect comic, a unei situații comice. Da. Are umor cel care are ochi pentru situația comică. Uh-huh. A avea umor înseamnă a distinge din întâmplările vieții întâmplarea care provoacă râsul. A avea umor oricui. Că nici eu nici tatălici n-am râs. Nu. Însă a avea umorul suprem înseamnă a putea să accepți că tu însuți poți să devii obiect al râsului. Adică să te distanțeze atât de tare de tine însuți, încât faptul că tu ești obiectul al comicului să stârnească nu orgoliu rănit, ci bucuria râsului la oaltă. Deci dacă tu ai avea umor până la capăt, ai râde de această scenă așa cum am râs și eu. Nu, așa cum numai tu ai râs, trebuie adăugat. Pentru că tu nu ai umor, de asta n-ai putut să râzi și tu. Poți să te pui în situații ridicole, poți să te iei singur în derâdere, poți să accepți când cineva te pune într-o situație în care îți evidențiază unele dimensiuni ridicole, poți să le accepți, dar intenția batjocorei, intenția unei farse din care să ieși nătâng neapărat, asta e mai greu de suportat, fiindcă nu e o problemă de umor. Eu pretind că atunci n-am reacționat din lipsă de umor, ci am reacționat la o problemă de gust. Există lucruri, există un gust în materie de umor. Sunt lucruri pe care a le trata umoristic e o lipsă de gust. Bine, tu știi... De pildă, repet, când pui piedică, cum ți s-a întâmplat unui prieten, o să spui, prietenul s-a enervat că i-ai pus piedică. Păi, dar săracul de el ce să facă, să râdă și el? Nu, în discuție a fost pagina în care tu ai luat în brațe o valiză goală, crezând că e una plină. Da. Atât. Și pentru că am debutat cu... Într-adevăr, intrăm în tema umorului. Da, gata. Să devenim serioși. Da, am stabilit că umorul suprem ar fi cel în care poți să te faci tu însuți obiect al propriului tău râs, da, și la limită să accepti chiar să râzi și când te pune altul într-un scenariu comic. Chiar când comic. Îți pune o capcană și îți prinzi degete. Deci, atenție, umor are cel care... Până la urmă, care râde la bancurile tale. Care, nu. Care este capabil, se pune el însuși în cauză, nu numai pe alții. Da. Dar acum devenim cu adevărat serioși, pentru că am exagerat cu atâta râs. Da. Primul lucru care mi-l stârnește tema râsului, a comicului, a umorului, este că râsul e, cum s-a spus, cultural, adică e diferit în funcție de culturi, de epoci ale lumii, de clase sociale, într-un fel se râde în antichitate, într-un fel în Evul Mediu, altfel în modernitate, într-un fel se râde în Extremul Orient, într-un fel se râde la țară, într-un fel se râde în piața unui oraș. Și pentru că am debutat atât de glorios cu exemple, îmi vine în minte o poveste a fiului meu, care a stat 17 ani în Japonia și venind odată, l-am întrebat, spune-mi,
japonezii au umor? Zice, depinde ce înțelege, au umorul lor. Dar umorul europenilor nu-l înțeleg. Dar dă-mi un exemplu de tip de umor japonez. Ziceai să fii puțin... Contrariat. De pildă, stau 3-4 la o masă și la unul spune, ieri când am intrat în baie și am închis ușa, a căzut prosopul. Și în clipa aia toți încep și râd isteric. La chestia asta, niciun european nu va râde. Iarăși, la tipul de umor englezesc, niciun japonez nu va râde. Și râsul este... Ceea ce nu stabilește o ierarhie. Arată doar că există culturi diferite ale râsului. E adevărat, dar când auzi că se poate râde că ți-a căzut prosopul când a intrat în baie, devii puțin melancolic. Devii melancolic pentru că faci parte într-o cultură a râsului în care căderea prosopului nu e atât de veselă. Da. Așadar, se râde pe contexte, se râde, râsul n-are garanție, termen de garanție, adică are termen de garanție, nu e garantat în eternitate, tipurile de umor se demodează și, iarăși, pentru că am început cu a ne face aroganțe, cum știu că iubirea ta cea mai mare culturală este pentru Caragiale, m-am gândit să îți propun câteva secvențe din Caragiale, unde, cum se spune, până și Homer ațipește, până și Caragiale își pierde hazul. Dar asta nu înseamnă Caragiale nu este românul cu umorul absolut, ci doar că niciunul dintre noi nu suntem capabili să rămânem pe culmi toată viața când scriem. Adică tu începi prin a spune ce umor ai avut tu că mi-ai dat o valiză goală în brațe și acum vrei să contești umorul lui Ion Luca Caragiale? Ei, da, drăznesc așa ceva. Fii atent ce faci. Uite ce vreau să spun. Vreau să ilustrez pur și simplu ideea că umorul este extrem de contextual pentru că se pierde semnificația gagului, nu cunoști contextul în care s-a născut sau uneori te părăsește umorul. Am să-ți citesc 2-3 lucruri din Caragiale. Se numește Culmi și alta Culmile reporterului. Atenție, Caragiale era și el un biet om care trebuia să trăiască și să producă pe bandă. Avea ziarele, nu? Claponul, Ghimpele, pe urmă ziarul lui Moftul Român, care trebuia să dea zilnic poante. Nu ieșau totdeauna și o să vedem care, după capul meu, nu ieșau. Dar aici e vorba, cum îți spuneam, de poante contextuale care se pierd cu trecerea vremii. Culmile reporterului să intervieveze statua lui Mihai Viteazul asupra ierbii fără fum și puștii Mannlicher și să-i afle opinia. Acum, de ce nu putem noi să râdem cum ar fi râs contemporanii lui? Pentru că nu prea știm care e raportul între Mihai Viteazul, cerea iarba fără fum în vremea lui Caragiale și ce era pușca Mannlicher. Bănuiesc o pușcă extrem de performantă germană. Alta. Ideea să iei un interviu statuii lui Mihai Viteazu e o idee care mi se pare genială. O să facă școală, să vezi. Ai să vezi mâine în jurul statuii lui Mihai Viteazu foarte mulți reporteri români, dorniți de personalități, aținându-se cu microfonul. Da, se intervieveze pe Eiffel și pe Lese ca să știe dacă în vara aceasta o să mai poarte pălării de Panama. Ca să poți să râzi de chestia asta, trebuie să știi ce se întâmpla în epocă, ce se întâmplase atunci, în 1889, cu Eiffel și Lesep. În speță că se făcea canalul Panama, că Eiffel a intrat în această poveste, că lucrul a început și proiectul a fost subminat de propria lui vastitate, și totul a culminat cu deturnare de fonduri, corupție din partea parlamentarilor francezi. Se întâmplă și la case mai mari. Deci e vorba de o anecdotică determinată de fapte concrete, dar de împrejurări concrete. Acum, nu le mai știi, nu mai râzi. Exact. Deci, iată exemple de umor care se pierd în negura vremii prin pierderea contextului. Dar uite, tipuri de umor care se vor eterne, personajul mitică, în mofturi mitică, în personajul lui Caragiale.
la cafenea. Nu iei nimic, Mitică? Ba da. Băiete, o scobitoare, un chibrit, un pahar cu apă și o gazetă, strigă Mitică. Eu nu reușesc să râd la asta. Îți mai citesc una. Costică se plânge că și-a pierdut mănușile. Desigur, mi le-a furat cineva la berărie. Altădată ia-ți o casă de fier ca să nu ți le mai poată fura, zice Mitică. Da. Iarăși nu știu care e umorul. La cafenea, doi amici joacă table și unul din ei, după ce aruncă zarul, le strigă: 5-2. Mitică replică imediat: 5-2. Ăsta e... Bun, astea nu sunt și moravuri de epocă, da. Sunt replici de cafenea. Ele dau o atmosferă a momentului, mai mult decât mari episoade de umor. Dar mi se pare totuși tare ca tocmai despre Caragiale, care se întâmplă să fie cel mai actual, cel mai rezistent dintre umoriștii noștri, pentru că poate fi citat la nesfârșit de când s-a prăpădit până azi, să devină suspect de, cum să spun, de demodare. Sigur că nu poți, niciun umorist nu produce umor suprem pe bandă și dacă o face e suspect. Eu sunt întotdeauna iritat, deși le înțeleg psihologic situația, de actorii comici care de câte ori sunt invitați undeva, de câte ori sunt într-un loc public, simt nevoia să arate că ei sunt actori comici. Și sunt tot timpul într-un fel de alertă a veseliei care îi face în cele din urmă ridicol. Există, deci am relativizat râsul, am vrut să vedem în ce măsură el își schimbă contururile cu trecerea vremii, a epocilor, a continentelor, etc. Dar totuși nu există în o constantă a râsului. Omenirea n-a râs dintotdeauna de situații care sunt de regăsit dincolo de toate coordonatele istorice. Nu exista și o esență a lucrului de care râzi. Nu există oare un nucleu foarte serios al comicului. Nu există un râs peren, un râs etern. Nu există unul, două lucruri de care putem râde la nesfârșit, indiferent când ne-am născut. Nu, întâi că există o nevoie de a râde care este universală. Omul vrea să simte nevoia să râdă. S-a mers până acolo încât s-a putut spune că omul e, prin definiție, animalul care râde. Alte animale, deși au simulacre de rânjet, nu se poate spune că râd. Pe de altă parte, există o mecanică a râsului. Toată lumea sfârșește până a izbucni în hohote de râs sau până... În rest, singurul lucru cu caracter general pe care l-am găsit este că râsul e un fel de a reacționa la o nepotriveală. La o nepotriveală. Râsul de incongruență s-a numit, cred. Păi românește, incongruența asta e până la urmă. Incompatibilitate, discrepanță, nepotriveală. De la variantele cele mai simple, mai infantile, nu? Un clown care își pune pantofii invers, dreptul în stângul și stângul în dreptul. Și copiii râd. Și râd și adulți uneori. E o nepotriveală elementară, directă, care stârnește râsul. Eu cred că și un japonez ar râde la chestia asta. Nu fi sigur. Bun, dacă încurcă prosoapele atunci. Dar există și motive. Până la căzutul pe gheață, până la... Da. În loc de mers, că-ți picioarele sus. Când un om se poartă ca un robot, de pildă, când nu mai are atributele condiției lui omenești și începe să poarte ca un robot, cum face Charlie Chaplin când strânge șaibe pe o bandă rulantă, iarăși e un motiv de râs. Deci există o nevoie universală de a râde și mecanisme ale râsului care se declanșează spontan. Însă atunci ne apare în minte următoarea întrebare. Nu cumva prietenul nostru Aristotel a spus ce ai spus tu, Adineauri, ce ai amintit, Adineauri, că râsul e specific omului. Și totuși există situații sau există perioade ale istoriei în care s-a spus, doamne, nu se poate râde constant. Da. Există momente, există contexte de viață în care râsul devine el însuși o nepotrivire. Da. Devine un râs vulgar, devine un râs prostesc,
devine un râs neadecvat și atunci îți pui întrebarea cum poate să apară o adevărată filozofie a nerâsului, a râsului ca cenzurabil, ca derapaj, ca ilicit până la urmă. Și să ajungi, cum s-a întâmplat în creștinism, să se codifice situațiile în care ai voie să râzi și cele în care n-ai voie să râzi. S-a spus, nu ți-am să spun asta, deja din secolul IV, a apărut cu Ioan Gură de Aur și pe urmă imediat cu Vasile cel Mare, că Iisus nu râde nicăieri în Evanghelii și că râsul este formal interzis în măsura în care te așezi pe terenul creștinismului. Da, e adevărat că nu există niciun pasaj din Evanghelie din care să tragem concluzia că Iisus a izbucnit în hohote de râs. Ca să zic așa, nu e în fișa apostolului lui tipul ăsta de comportament. Pe de altă parte, s-au scris cărți și studii întregi despre umorul existent în Biblie, în Vechiul Testament ca și în Noul Testament. Una e scrisă de ministrul actual al de externe, domnul Teodor Baconschi. A, da, sigur. Râsul patriarhilor. Domnul Baconschi și-a luat doctoratul la Sorbona cu o teză despre râsul părinților bisericii, ceea ce nu e lipsit de originalitate. Dacă nu ni-l imaginăm pe Iisus râzând, putem spune totuși că ni-l imaginăm foarte firesc, surâzând. Între chipul lui și zâmbet există o asociere pe care o simțim ca fiind spontană. Și au fost ordine călugărești, ca de pildă ordinul franciscan, care a stabilit că marca unui chip de om credincios este marca unui chip plăcut. Unei seninătăți vesele. Da. Ceea ce a dus și la excese. Unii tineri franciscani, se povestește, au înțeles că trebuie să râdă tot timpul și au ajuns să exaspereze comunitățile și ierarhia din care făceau parte, că râdeau ca proștii. Deși n-aș vrea să vorbim urât despre a râde ca prostul. Mie îmi place să râd și ca prostul. Mie îmi plac lucrurile când râzi fără motiv. Deci eu mă uit la Stan și Bran, nu pot să spun că analizez motivele pentru care râd. Dar râd copios, râd cu lacrimi. Hai să vedem, pornind de la creștinism. Da, să ne întoarcem. Dar înseamnă că a avut o miză atât de mare, încât la un moment dat a pus în discuție componenta umoristică, componenta comică a vieții. Când ajungi să spui, atenție, aici se joacă un joc mai înalt și haideți să ne gândim mai atent când se poate râde și când nu. Bun, e vorba să eviți râsul necuvincios, râsul malițios, râsul bagiocoritor. Pentru un semn al orgoliului și orgoliul un păcat, al superiorității neîntemeiate. Sigur, sigur. Un râs dominator, râs de celălalt, un râs arogant și mai departe. Dar e un englez, de pildă, care a spus, există un simț al umorului divin, potrivit căruia, conform tuturor textelor sacre, nimic din ce există pe lume nu e de luat în serios, în afară de mântuirea sufletului. Asta e un fel de surdină a relativității pusă pe toată gravitatea lumii, când o opui unui țel atât de înalt. Nimic nu mai are un aspect fatal de o gravitate ucigătoare. Totul poate fi, în definitiv, trecut într-un registru minor. Cred că mai există o întemeiere creștină a nerâsului. Tema tăcerii a lui Taciturnitas, tăcerea, da, care presupune o interiorizare care focalizează către probleme limită, tăcerea nu poate fi întreruptă de inoportunitatea râsului. Una dintre cele mai grave contrariere ale regulilor în ordinile călugărești era ca în timpul mesei în comun, în care se presupunea că toți călugării totuși reușesc să-și păstreze un gând întors către înăuntru, se izbucnea râsul. Este râsul care rupe tăcerea, așa, care
care apare în toată forma lui violentă și vulgară. Bine, și să spune că nu e bine să râzi cu gura plină, dar la trapez era și mai greu, fiindcă li se citea un text și a râde în timpul acestei lecturi era o formă de gravă impietate. Eu aș spune că din perioada asta, întrucât râsul era codificat la nivelul unei anumite eleganțe, a unui râs reținut, care în final a devenit râsul nobil, râsul ca surâs, despre care poate o să spui câte ceva, am putea reține un anumit raport între gestică, mimică, râs. Deci râsul corporal are limitele lui privite în lumina bunului gust. Nu se râde oricum, nu se râde în orice ipostază, nu se râde cu tot corpul. Da. Există... Și la limită se râde cu interiorizarea ultimă, care e surâsul. Cel puțin asta este... Da, diferența între râs și surâs este și aceea că râsul este efectul unei decizii. Te decizi, adică îți vine să râzi și râzi. Uneori nu este efectul unei decizii, e o explozie spontană, o pornire. Surâsul însă e ceva care pornește dinăuntru și nu trebuie neapărat să aibă un obiect exterior. Surâsul e o stare. Râsul este fiziologie în mult mai mare măsură. Dar ca să revin la tema credinței, aș ține să spun asta. Și umorul și credința au ceva în comun. Și anume, implică o anumită distanțare față de lume. Cel care privește lumea cu umor e cel care reușește să o privească cumva din afara ei. Care face un pas înapoi și percepe ceea ce cu nasul în realitate nu se percepe. Omul cu simțul umorului vede lucruri pe care omul serios nu le vede. Și e o vorbă superbă orientală care spune... Numai cei care știu să ia în glumă ceea ce toată lumea ia în serios, pot lua în serios ceea ce toată lumea ia în glumă. Omul cu umor are un alt dozaj cognitiv. Umorul e și o formă de cunoaștere asupra lumii. Așa e. E un mod de a te instala, dacă vrei, de a ieși până la urmă din trenul lumii. E un mic extaz, nu? Exact. O ieșire din tine. E un mod de a te așeza, ca să spun așa, pe acoperișul lumii, da. De unde toate lucrurile se văd altfel, își pierd gravitatea, ajungi la relativizarea orice, ajungi la vorba lui Heraclit cu lumea care începe să semene cu un joc al unui copil, începi să vezi, să iei totul cu o altă seninătate sau ușurință a... Este un mod de a te așeza mult mai mult de partea unui spirit care a reușit să planeze deasupra omenirii și a lucrurilor. Și râsul devine jocul la îndemână. Deci avem o dimensiune cognitivă, una ludică, și avem, adică una a jocului, care și el face parte din atributele specifice omenești, și este ca și în credință o instalare temporară măcar, într-un fel de enclavă care e distinctă de restul lumii. Mm-hmm. Care este un semnal al transcendenței, a lui așa dincolo. Dar spune-mi atunci, pentru că ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre, de ce în societățile închise, dictatoriale, totalitare, cum sunt numite, de ce se ajunge la interdicția râsului altfel decât în metafizica creștină? Pentru că acolo e în temere transcendent, în dincolo. Există o lume mai care te face să fii puțin mai precaut cu ușurința cu care râzi la tot pasul. Dar dincoace, în societățile blocate, dictatoriale, de ce râsul devine păcătos? De ce nu se mai poate râde de nimic? De ce umorul dispare? Pentru că umorul te scoate din realitate. Și pentru că interesul oricărei dictaturi este ține prizonier în realitate. Și bănuiesc de asemenea pentru că sunt luate ca în absolut lucruri care sunt cu totul relative. Sigur. Deci capătă gravitate lucruri care sunt instituite ca atare printr-o ideologie.
partidul, n-ai voie să râzi de partid, sigur, n-ai voie să râzi de idealul clasei muncitoare, n-ai voie să râzi de mitologia Germanii care are o misiune eternă și așa mai departe. Pentru nu, dictaturi, orice distanțare e în fond o disidență, o erezie. Exact. Orice încercare de a ieși, măcar mental, râsul e și o formă de libertate. Ar fi fost de vorbit și despre asta. Nu știu dacă mai avem timp și aș vrea să, măcar în trecere, gândindu-ne la ce am trăit sau la ce trăim în continuare, de ce este legată imaginea poporului român de un cuvânt care ține de umor, dar e degradat, bășcălia. Ce e cu bășcălia la români? Este incapacitatea românilor, statistic vorbind, de a surprinde seriosul vieții, de a se așeza cu arme și bagaje în zona deriziunii, a lui ce am avut și ce am pierdut? Este în sensul ei bun, e o formă de relativism sănătos, o formă de a nu lua în dramatic nimic din ce se întâmplă, dar în mod negativ este tocmai un fel de a nu mai distinge între ceea ce este important și ceea ce este neimportant. Totul e neimportant pentru bășcărios. Da, bancurile pe care ne-au hrănit vreo 30 de ani, 40 de ani, nu erau forme de a face față greului. Păi, cum spunea un copil când au fost întrebați ce umor, unul dintre ei, nu știu ce, clasa 4-a, 5-a, a spus, e o vitamină de luat la vremuri grele. Păi da, ar trebui să deschidem un capitol, rezistența prin râs, da, care e altceva, sau poate nu e altceva, decât rezistența prin cultură de care s-a tot vorbit. Nu știu dacă mai avem timp să spun rapid un lucru legat de Iisus, pentru că asta cu Iisus care nu râde, care nu are umor și mai departe, e o temă care merită analizată. Sunt parabole unde e clar că omul pune în scenă o situație umoristică. Când Iisus spune, dă-mi, când ai de transmis ceva, o faci și o faci deschis. Altfel, este ca unul care aprinde un sfeșnic să vadă mai bine în jur și îl bagă sub pat. Asta e o situație comică. Un om care aprinde o lumânare ca să vadă și care, pormă, o acoperă, este un om care procedează nepotrivit și e o situație comică. Exemplul ăsta și sunt multe altele, vorbește despre umor ca fiind un instrument retoric în cazul discursului cristic. Suntem totuși în zona asta bășcălii legate de ce am trăit, a faptului că am întins bășcălia poate dincolo de limitele istorice care o justificau. Totuși nu-mi vine să nu te întreb, tu mai ții minte vreun banc din comunism? Pentru că, venind încoace, îmi spuneam, dacă m-ar strânge cineva cu ușa și mi-ar spune repede un banc din anii ăia, n-aș avea în minte decât foarte puțin. Mi-a venit în minte doar ceva cu cuplu Ceaușescu, care bătea globul în lung și în lat, și într-o zi se scoală ei și doamna Ceaușescu îl întreabă pe ilustru soț, Nicule Maestate, și le spune, ce frumos, încep să-mi spui Maestate, nu Maestate de văzut. Da, asta este singurul banc pe care îl mai țin minte. Spune-mi, dacă tu ai vreun banc în minte din perioada aia. Da, uite, eu am un banc pe care îl spun de câte ori am ocazia cu niște securiști care vin la Brejnev și spun, doamne, sunt niște zvonuri că mama lui Lenin mai trăiește. Și suntem neliniștiți. Și Brejnev spune, păi, mergeți și verificați. Și aia să duc, o găsesc undeva pe un vârf de munte, e hiperbătrână, se întorc și raportează. Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună e că da, trăiește. E sănătoasă, e în formă, e gata să vină să vă facă și o vizită, dacă vreți. Și care e vestea proastă? Vestea proastă că iar e însărcinată. Asta e un banc foarte actual de altfel, pentru că senzația mea este că tot ce a reprezentat marxism-leninismul stă să vină, dacă în continuare se vor găsi entuziaștea acestei soluții. E o gândire mereu însărcinată. Așa este. O să mai avem puțin până încheiem. Mă gândeam,
totuși, cum se face că există oameni fără umor? Complet fără umor? Există așa ceva? Da, din păcate. Mulți. E umorul educabil? Nu cred că poți să faci pe cineva care, în natura lui, e lipsit de umor să aibă umor. Da, ai vreun exemplu de lipsă de umor care duce la stricarea bancurilor, afară de alea care le stric eu și râs de mine? Da, sunt cazuri celebre, au, cum să spun eu, faima de a fi, să nu spun lipsiți de umor, dar cu un umor aparte, unii ardeleni. Eu am cunoscut un minunat... Nu face asta, că se supără. Am vorbit și de Olteni, am vorbit și de Olteni ăștia cu îmbolnăvitul interlocutorului. Bine, în regulă, atunci poți. Nu, dar am și spus, eu cunosc ardeleni cu un umor extraordinar, dar am cunoscut și unii, un sculptor, de pildă, minunat de altfel, care când auzea glume, intra în panică. Și cerea, râdeau toți, el nu râdea, după aia el cerea explicații, îi se explica, atunci a doua zi le spunea el, numai că le spunea întotdeauna greșit. De exemplu, a auzit un banc care circula, un om avea un bumerang și nu mai putea să scape de el. Toată lumea a râs, omul nostru n-a râs. Și atunci, a doua zi, s-a explicat. Mă, fiindcă bumerangul e ceva când îl arunci, vine înapoi. Ori de câte ori îl arunci, vine înapoi. Atunci a râs singur, cu poftă, și a doua zi la o masă a spus. Vă spun una tare. Cel mai scurt banc din lume. Da. Un om avea un bumerang și îl arunca, venea înapoi, îl arunca, venea înapoi. Ăsta e un fel de Andrei, a rata un banc. Cu acest banc ne apropiem de, cu adevărat, de sfârșitul întâlnirii noastre de azi și de sfârșitul tuturor întâlnirilor pe care le-am făcut începând în ianuarie până acum. Sunt puțin emoționat, am petrecut împreună 16 emisiuni. Lumea nu știe ce am trăit noi în culisele acestor emisiuni și cât de tare am suferit uneori și cât de tare ne-am bucurat. Câteva cearcăne în plus. Avem câteva cearcăne în plus. Eu mi-a mai albit puțin părul. Tu ai intrat cu el alb de la început, așa că nu se vede. Dar ce putem spera? Că mulți poate vor exista și unii care ne vor regreta. Vor exista mulți care se vor bucura, poate. Și care în fond, ușurați. În fond, cum se înscrie în biografia ta din ultimii ani, această aventura noastră, să vorbim despre lucruri inactuale, da, timp de 4 luni. Da, cred că dacă am fi reușit să arătăm că pe lume și în viață există și teme altele decât cele curente, cele despre care câteva echipe harnice vorbesc seară de seară la televiziuni și zi de zi în ziare, că viața e, ca să zic așa, mai complexă și că există întrebări mai dramatice și mai pasionante și mai importante pentru fiecare dintre noi, în afara celor de polemică politică cotidiană, dacă am reușit asta, avem oarece haz. Unul dintre cele mai frumoase titluri de romane de pe lume este al lui Kundera, a unui scriitor francez de origine cehă. Sună așa. Slovacă. La vie tailleur. Da. Viața e în altă parte. Dacă am reușit să-i convingem pe cei care ne-au ascultat, dacă am reușit să vă convingem că viața e în altă parte decât este în fiecare seară la televiziune, atunci am reușit să apărăm pe platou unei televiziuni arătând că există un alt loc unde poate fi așezată viața. Aferin. În cele 16 teme pe care am încercat să le prefira. Vă mulțumim. Și la revedere.